Bună dimineața tuturor! Astăzi nu este recomandabil să luați decizii importante. Berbec nu este exclus, aveți dificultăți de comunicare, ar fi bine să vă controlați nervozitatea pentru că altfel riscați să provocați neînțelegeri. Taur, se pare că nu aveți spor în nicio activitate din cauza că vă lipsește simțul practic, nu forțați lucrurile și dedicați-vă unor activități de rutină. Gemeni, astăzi este posibil să fiți confuz și lipsit de realism, motiv pentru care riscați să luați decizii eronate. Prin urmare, nu este o zi bună pentru afaceri. Rac, nu prea vă simțiți în formă, ceea ce explică starea de nervozitate în care vă aflați. Nu vă asumați niciun risc pentru că șansele de reușită sunt minime. Leu, dimineața s-ar putea să fiți acuzat de colegi că nu sunteți consecvent, fiți prudent pentru că astăzi aveți tendința să fiți impulsiv. Fecioara, au loc schimbări importante care vă oferă multe satisfacții. Activitatea intelectuală intensă contribuie la succesul pe plan social. Balanță, limitați-vă la activități de rutină și acordați mai mult timp odihnei și relaxării. Scorpion, în prima parte a zilei nu sunteți în apele voastre pentru că nu reușiți să rezolvați tot ce v-ați propus. Nu este cazul să insistați. Săgetător, începeți ziua plin de optimism și cu o imaginație debordantă. Aveți toate șansele să vă faceți remarcat. Capricorn, s-ar putea să luați o decizie importantă, probabil în legătură cu activitatea intelectuală. Apelați la sprijinul prietenilor și al rudelor. Vărsător, s-ar putea să vă resimțiți din cauza activității intense din ultima perioadă. Ar fi bine să nu negligați odihna. Pești, odihna face minuni pentru recuperarea energiilor, dar ulterior este nevoie să faceți mișcare pentru ca energia să nu stagneze. Ocupați-vă de propria persoană. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă!